termine și gata, mi s-a terminat tot ce a fost, indiferent, eu nu pot să accept așa ceva. La cât te-am chemat? La cât te-am chemat? Bă, asta e pe bune, mă? Răspunsul este da, s-a întâmplat, nu mă așteptam la așa ceva, am avut un șoc când am văzut prima oară. Însă m-ați spart cu mesajele și nu-mi stă în fire să fac astfel de videoclipuri. Dar pentru voi că vă iubesc, o să dau un răspuns și o să mă uit la videoclipul care a pus stop relației mele cu... cu gurița mea. Haideți să ne uităm împreună la video. O să încerc să... o să încerc să nu plâng în acest video. A fost o seară grea, a fost o zi grea. Acesta este brocoliu care s-a băgat într-o căsnicie, într-o prietenie, cum rar găsești la colțul blocului. Haideți să... să-i dăm start. Pentru ce m-a lăsat el Gami Orez? Vă pup, moșii mei! Bă, de la șoferul lui Shelly am devenit șomerul lui Shelly. Clasica glumă. Nu prea e talentină, dar ce să facem? Ne conformăm. Așa că am fost contactat de un membru Five Gang. Mai exact, Gami SOS. Din câte înțeleg, am fost contactat, înseamnă că Gami a luat inițiativa, deci... cum am descurcat în prima mea zi de muncă. De asemenea, nu uitați să dai și tu un like, un share și un subscribe, că nu faci curtă la degetușurile, să străiască ție. Bă, vorule, la ce like să jumătate de oră și foarte cald și nici nu mai vine, nici nu știu ce face. Haideți să-l sun să văd, poate răspunde. Vă vezi că-s gricolantul ăla. A venit, te pă moșul meu. Condițiile de astăzi nu sunt chiar propice și cum am fost eu învățat, te vezi la mașină, a? Dar ne putem adapta. După ce că mi-ai zgriat aici colantul. Păi e goasă, frate. De ce sunt îmbrăcat la fel? De ce sunt meci? Ai treabă, nu? Sunt așa ocupat, dar mi-e foame de nu te văd. Faci tu cinste? Eu? Nu păi cred. Ești fratele meu, stai puțin. Sunt șoferul, tu ești the big boss. Mie nu mi-a făcut niciodată cinste. La chizie, era altfel, frate. Omlețică, toate astea. Hai că te duc și eu la Sunday morning la noi în Cosmopolis, să vezi cum e. Mare călit. Eu nu pot să cred că merge cu el la Bocone. Eu sper că nu a avut atât de tupeu. Yes. Deci eu sper că nu a avut atât de tupeu. Mă, evacuare așa cu start. Mamă, ceasurile astea, bă, vechi. Evacuarea făcută de mine, da? Am fost eu cu el să-și facă evacuarea. Eu am fost două zile pe drumuri. Se aude? Cred că se aude. Se aude, mă. Pleacă-mă de acolo. Mai baha MG. Bravo, se dice. Uite, ia la mișto. Când l-am luat, frate, la mișto, mă, că n-are S63. Uite, râde de volantul lui că s-a umflat. Asta s-a făcut ce vrei. Haide, mă, merge sau nu mai stăm? Aici, fratele meu, o întrebare. Tu ai butonescovici de la aici sus? Nu, dar te-am pe tine, viața mea. Pui și la mână, ia să vedem dacă merge așa. Merge, mă, se pricepe, știi, și puști. Merge, mă, ok, ceale. Hai, adevărule, să mâncăm, că m-a zăpăcit foamea. După ce că te-am așteptat. Gata, moșul meu, îi dăm. Ia, câte ceasul? E 12:30. La cât te-am chemat? Nu mai zic nimic. La cât te-am chemat? Bă, asta e pe bune, mă? De asta te-a dat afară, Shelly, să mor eu. Nu te-am dat afară. A, nu te-a dat afară, așa ce spuți. Cum să mă dea afară? Bă, dar vezi că stau bine rău în spate în mașina asta. Pentru un preț corect, poți să stai mai des în spate. Ce înseamnă un preț corect? Ia uite avansuri ce face. 300. Nu, stai așa, mă, și eu, nu. Da, nu se conduce rău. Da, nu-mi fac griji, că n-are de unde să-i dea ția bani. Dar ce, mă, ăsta e podcast. Bă, dar chiar nu suntem cu mai bancul. De când am lovit mai bancul lui Shelian, mă uit acum în camera asta de mică. Să zice că atunci nu m-am uitat. Mi se pare că dă o leacă a Vlad Nemțu, așa vocea lui tu și mie. Mai de când am lovit mai bancul ăsta? Să zice. Mai de vezi poate, mă, are un pic din el. Să vadă lumea că ai esco. Să vadă, mamă, ce iese are ăsta. Da, mamă, dar ce șofer are ăsta. Da, mă, și mie, mă, și la cafeneaua. Cum se numește aici? Suntem la Bocone, în cartier. La Bocone. La Bocone. Chiar la tuza Bocone. Câtă jepat să fii, mă, câtă nesimți să fii. Bă, la Bocone, unde... deci... la Bocone a mâncat doar cu mine, toată viața lui. Uite cum stă, bă, fix la masa noastră. Cum, bă? La Bocone. Ideea este că ăștia au aici în Cosmopolis florile de toate. Au ce trebuie face să joacă să aibă stărbări? Astăzi îmi dedic ziua pentru tine, viața mea. Ce faci, mă? Păi la ce mă uit, mă, cum adică își dedică ziua pentru el? Mulțumesc din suflet, apreciez. Să avem așa, o zi romantică noi o doi. O zi romantică? Păi stai, mă, și Bisoi ce facem? Tu trebuie să știi ăla ce facem noi. Futu-s rasa, mă! Cum, mă? Stai, mă, și Bisoi ce facem? Tu trebuie să știi ăla ce facem noi. Nu trebuie să știi ăla ce facem. Nu are locația mea la mână și doi la picior, cine se uită la clipul ăsta oricum? Cred că aici are dreptate, sincer. Cred că nu știi cu cine stai la masă în primul rând. Adică, dar de la cine am luat? Nu, dar zic așa. Mi se pare că subestimezi ecuația dorsală. Nu plictisește băiatul ăsta deja. Ia vezi, moșul meu, pac, un ouț puternic poșat. Eu te înțeleg, moșul meu, dar la mine nu se vede nimic în fața aici. Cum ai zis bine, tu? Fugir dacă el așteaptă mâncare... Eu zic o chestie. Mie nu-mi place să fac comparația asta. Eu știu că voi sunteți și ați fost o vară și bun, sau nu știu dacă încă sunteți, dar... așa. Habana, mă, să te întreb mai încolo, dacă e. Dar Shelian mâncați și m-a așteptat cu masa pusă. Te aștepta cu masa pusă, nu? Numai ouă, numai... Îți dau și eu ouăle mele.
Bă, cum adică, mă? Ia stai să mă ușor la un vlog al meu. Pac. Aveți vlog. Uite, vlogul la vlogul cu noi. Bă, cât de jepate, bă, stă cu el la masă și se uită la vlogul cu mine, mă. Nu, nu, aici deja mă plictisește. Ce fac ăștia, mă, 40 de minute? E, l-a dus așa sacou. Să nu se rupă mașina, lasă. Nu o să rupă mașina, că avem grijă, nu? Da, dacă ai grijă de mașina mea, cum ai avut grijă de mai bacul ăsta, că mai bacul era pe mânuța mea. Bă, mă plictisesc, mă. I-a spălat mașina. Era zis că era festivalul lui, uite cum. Asta e ok. La muncă, mă. Vezi că mașina are două părți. Stai, mă, frate. De ce spală brocoliu mașina? Ce spate de 63 vechi are asta să moară n-ai. Hai, viteză, viteză, viteză. Ia mișto la ia mișto mașina. Ai înțeles tu? Ai niște pantaloni scurți. Cred că ce sunt din Zara ceva sunt. Nu, da, pantaloni scurți alegi de mine. Ca să înțeleg. Bă, uitați-vă, mă, ce. Bă, aveți grijă lângă cine stați. Aveți grijă că Chrome House gustă videoclipul ăsta. Smântână cu bine. Da, sunt de la. Ce drăguț, ce smântână. Așa de la review, dacă nu mă înșel. Foarte simplu, foarte drăguț. E fix un outfit de ieșit pe afară așa pe afărimii mei. Bă, am și niște întrebări. Auzi vocabular, a fără nimeni. Bine, vin la mall la Băneasa, trebuie să-ți fac tur. Tu viața s-a dus la mall la Băneasa, aici lângă Mătundiu. Aici mergea doar cu mine. Vrei să-ți fac eu outfit? Dar mi-ar plăcea să stau așa pe spate, pac. Stăm pe spate așa frumos. Mi-am luat și șofer, mi-am luat și stilist. Uite, uite, m-au scos ăștia de la Zara pantalon cu Audi, să mă arăt. Jocurile olimpice, fratele meu. Doamne, ce haz. Mamă, uite ce i-a ales. Deci uitați-vă cum l-am îmbrăcat eu, cum îl îmbrac ăsta. Și este talent. De vară, de verișcan. Băi, Rocky Balboa, bă, stai mă dracu la Shelly Media. Cu tricou așa ăsta. Ăsta l-are Bisoi. L-are pe și ce treabă are, dacă l-are. Și ce dracu, mă, e gen bun, pic și pop. Da, mă, vedeți? N-are cum să scape de mine. Păi oricum sunteți acolo așa. Ia. Sunteți așa sunt să moară noi. Poate te luăm și pe tine. Să fim toți trei. Hai că mai sunt. Și stai la mijloc. Sunt ok, sunt cu mașina. Tu mă, tu mă ajută acolo. Sau vrei din mine? Vrei așa din mine? Mă, e tare asta. Tu știi? Asta mi se pare. Tu ești stilistul. Bă, dar e plictisitor rău. Schimbă pantalonii ăștia sunt și încercăm după aia cu sacoul și cu asta din cum arată. Dacă nu, ia mă, ia că l-am îmbrăcat. Mai eu, ia la mai eu. Sunt la cămașă, gen. Ah, nu e peste cămașă, gen? Ah, sorry. S-au făcut outfit-urile astea. E ceva mai simplist, așa că oamenii focaccia cu hainele. Bă, ce are ăsta cu smântână cu pâine, focaccia, ce vorbește? E mor de foame, sărac. Poftă de tine. Ia. De buzele tale de tot ce ia. Un pic așa haz. Auzi, mă, dar de ce cariu asta, mă? De mici la mușă. Ia vezi, pac. Prima outfit, a? Merge? Nu-mi se pare că ești haz, nu-mi se pare că ești rău. Ia! Mai de vine ploaia. Vine furtuna. Uite, se dă lacrimile. Vine cămașa încheiată. La cămașa vezi că nu era deloc. Dar bine, se cam termină vara, nu știu ce să zic. Mi se pare mai bun cum mai eu, gen. Cum mai eu mai da. Bun? Aș fi luat cum mai eu și aș fi luat parcă cămașa un pic mai mică, gen, că e el și aș fi luat o M. Cămașa mai mică nu mi se pare cămașa. Bine, tu te mă, mai patru castraveți, uite cum stau toți, se schimbe gamea. De ce arată la fel? Portabil. Hai că uite, spre exemplu, am condus și S-ul nou. A pus și story cu el. Uite și pe ăsta. Bă. Ia, ia! Ce-ai pățit, mă, frate? De ce mai sfadă? Deci uitați-vă ce am putut ușa? Să pățesc. Stai așa un pic, zi ce-ai pățit. Dar mă, descuie ușa. Gata, spus. Bă, uitați ce-am văzut la asta pe story. E cu ăla, mă, cu pârnaia aia. Uitați-vă. Hai să mergem. Unde e? Unde mă duc? Nu știu. Păi și de unde vrei să știu eu acum de unde să mergem? Săracul cât era de disperat. Cu șoferul Shelly, mă, nu știu, frate. Ce faci, mă? Unde fac asta, tu? Acasă? Uitați-vă jigodia în ce hal a putut să mă... Deci uitați-vă le. Și ce e cu story-ul ăla? Ai pus story că ești cu ăla, cu broccoli-ul ăla, alușei. Ăla alușei. E robinet de fapt. Da? Uitați-vă, deci uitați-vă hal de om. Guriță, tu să nu mă minți pe mine. Să mor dacă te minți. Ia casă, mă. Nu cred. M-am panicat de... Și ăsta mai prost. Ăsta e mai prost. E sigur? Dar știi de ce? Că el merge pe încredere mereu. Că trebuie să ai încredere în oameni, cică. Gurița mea, ne vedem mai târziu. Bine, pa. Da, guriță. Hai să vezi ce plângi tu mai încolo. De ce mai chemă, mă, până aici degeaba? Am crezut că e cu ăla. Hai să mâncăm ceva, măcar, nu știu. Hai să mâncăm ceva. Parchează. Schiabă ăsta. Trebuie să facem un cooking show, yeah. Cooking show? Da, vreau să-ți fac cooking să-ți gătesc ciorbă de bocanci. Da, da, de... Wow, ce poftă mi-ai făcut! Dar uite, haz! Da, bocanci, ciorbă de bocanci! De bocanci. De zici că mă uit la gruba pregătitoare! Bun, mă, și am aici în parc. Am parcat la mare frumusețe. Foarte frumos. O șincuiem sau? S-au dus în parc. Ia vedeți view! Bă, nesimțitule! Ia vezi, moșul meu. Ma, ce e asta, mâncați? Ce uite, mâncați așa. Mă dau jos din S ca să mă urc pe asta. Uite, a ajuns să meargă cu trotineta. Nu mai zic nimic. Mare frumusețe. Fii atent aici. Urcă. Nu, că mie că murim. Urcă. N-am mers în viața mea doi pe trotineta. Urcă. Bă, mâncați, nu căpem. Ești gata? Ia. Cădem să moară familia. Uite cum îl ia în brațe. Bă, gata, ușor, ușor. Ține-te bine. Să moară mama, David. Să moară. Băi. Merge,
Gădesc bă în gură acum, gădeți amândoi. Jigodilor. Bine că nu calzi, ai încredere în mine. Stai poftă viața mea, dar mă lași așa pe sec. Băi? Nu, mulțumesc. Hai dea o guriță. Mănâncă porumb amândoi, ăstea nu-i place porumbul. Nu, o las. Trebuie să iau guriță. Nu. Ia o guriță. Hai dea o guriță. Ia o guriță. Nu vreau. Haide mă iau o guriță. Dar nu vreau. Uite cum arată. Eu nu mănânc porumb. Ia o guriță. Sunt cu mașina, nu pot. Trebuie să iau guriță. Nu pot. Pentru ai noștri, frate, trebuie să iau. Nu, eu nu mănânc porumb, I'm sorry. Gata, moșu, fii atent aici. Ăștia m-au dus la bărcuță. Stați așa să vedeți, să vedeți halde. Deci pe mine cu o barcă serioasă, nu cu asta. Hai pe buget, fratele meu. Deci noi la început, la astea, la început. Dar să nu mă uiți, într-un an de zile când îți iei turboiești și de-alea vreau să mă duci cu șalupa. Da, am venit să-l prind pe bunica mea cu bărcuța, din câte se poate observa. Nu știu să vă spun, dar i-am zis că știu. Caminatronul, sper că ești gata să te plimbi. Ia, să te văd. Navigatorul lui Gami. Deci nu pot să vedeți. Da? Asta aviz celor care mă întreabă de ce nu... Nu-l mai am la... De ce nu mai am la follow? Vezi că nu e rău. Vezi mă, te plimbi și romantic. Dar un buchet de flori, ceva. Cu Shelly era mai simplu, mă, frate. Turboiesc în alea, și turboiesc, mai bancu, era mai simplu, mâncați-și. Aveți să nu mă stropești, că după aia scadă la salariu. Amen! Și că să nu mergem până la balonul alb, s-am arătat aici, mă, până la balonul. Uitați-vă la el, uitați-vă cât în nonșalanță merge cu el cu barca. Balonul alb murim. Unde mâncați-și când sunt la mar aici și am obosit să apară la ei. Niciun Dumnezeu. Cum se pare această plimbare romantică? Superbă, deci mă simt, wow, mai cucerit. Da, să știi că stau bine așa. Ce frumos ești în lumina soarelui. Păi știu că dacă dau la vâzi de normal că stai bine. Păi nu e șofer, trebuie să știi să conduci orice. Nu mai comenta. Băi, vezi că nu sunt tricou ăsta scump. Ce tricou scump, mă, că ai dat 1,5 milioane pe el? Păi ce, mă, 1,5 milioane nu mai sunt bani? Ba da, sunt bani, n-a zis nimeni, Doamne ferici. Te-ai ajuns, te-ai ajuns, vezi? Da, frate, n-am pierdut niciodată teoria banilor. Da, ca idee. Da. Nu prea știu bă să dau la vârsta asta. Nu vrei să poposim și noi să mai stai la nu prea știi să faci nimic. Deci fii atent aici. Regula e simplă. Nu comenta, că să mă oară n-ai pe aici, te las. Te las, bărule, și nu te mai nici Dumnezeu. Nimeni nu te mai. Dar ce crezi că nu știu să not? Cu vestea aia normal că știi să not. Dai și tu din picioare, dai și tu niște dale așa și merge. Deci nu vrei să rămâi șoferul tău. Vreau să văd câte vizualizări face TikTok-ul ăsta, de fac acum aia asta. Bă, păi da, tot ține de vizualizări. L-a dus la Bocone, a pus story cu el, a făcut TikTok cu el. Aaaa, mă înțeles. Păi de unde bani să te plătesc, ești nebun? Păi haide mă, ce ești tu? Ești tu Gami SOS sau Gami? Nu mai merge să mă cânt ceva de aici? Mor de foame. Uitați-vă cum am vrut să mă duc să mănânc, da? Deci fiți atenți. Da, așa am ieșit. Bă, chiar e frumos, ai vreodată să mă scoși pe mine. Uite seama cum am ieșit aici, ăsta-mi pat. Bune, de ce ne chema și pe el? Bă, ăla nu e, bă, frate, ăla nu e. Uitați-vă, fiți atenți. Care e gurița ta? Bă, frate, am mințit? Ia sună și vezi dacă răspunde la telefon, poate seamănă, mă, frate. Bă. Prima oară ai zis că seamănă, cum a zis și Andreas. Da, stați așa un pic. Păi, ai aruncat alea pe jos. Stați un pic așa. Și vezi dacă pune mâna pe telefon. Stați așa. Mă sună Bisoi. Ce fac? Mă sună Bisoi, fiți atenți. Uite, mă uit la televizor, tu? Vrei să mergem să facem drifturi cu Șesaru? Da, nu-i zice, nu-i zice. Ce să facem drifturi cu Șesaru? Mă uit la televizor. El cu brocoliu pe barcă. Vreau. Hai pe afară. Sunt aici la Boc, sunt în Cosmopolis. Te auzi? Cuvânt. Uite, uite ce. Nu, că am geamul deschis, e curent în casă. Uite ce curvă! Ești acasă sigur, da? Nu mă mint, guriță. Da, mă, da, vezi, te sunt pe FaceTime, acum ce face așa? E el pe barcă cu brocoliu. Hai că e o fază interesantă acum din serial, te sun eu mai târziu. Ne vedem mai târziu, da? Da, 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 hai pa. Da, guriță! Bă, nu și eu. Nu mi-am zis mai nimic, stai. Rasa. Ai văzut cine ai văzut cine bagă mâna în chiună? Să nu-i zici, să nu-i zici. Dacă vine la tine acasă că ăla stă cu tine, cu nu vine mă ăla, pe dar cu ce să vină pe jos? Băi, sigur? Vedeți, băi, da? Vedeți cum mă subestimează? Da, stai fugi, fugi, du-te, du-te, du-te. Așa făcea mie. Cu mine făcea story-uri. Stai așa, stai să vezi vârste ce-ți dau eu acum. A, pleacă. Stai așa. Vreau să-i prind pe... Acolo e iubita mea și dar vreau să mă duc și pe mine la bulgari. La bulgari? Nu te duc acum. Mai avem putut gândi. Pare că nu... Da, la oricum n-a înțeles nimic ce se întâmplă. Era șocat. Bă, fiți atenti! Fiți atenti! Ești impată? M-a luat radarul să mă... Bă, da, fiți atenti! Dar nu i-am zis. Uitați-vă. Băi, vărule. Hai, du-te, 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 du-te. Ce faci, mă? Băi, vărule. Ce faci? Da? Băi, în pat era. Băi, du-te! Sari în barcă! Sari în... Dacă nu-i vină! Nu-i ceea ce pare! Uite, dă-i, dă-i, fătut! Dă-i! Nu-i ce pare! Ești ăla de pe IP! Nu-i ceea ce pare, intrăm în asta, murim! Nu-i ceea ce pare! Cine ești tu, ce cauți cu el? Uite-l pe ăla de la bărci! Nu-i ceea ce pare, intrăm în... Aia mă durea direct la fleașcă! Cine ești tu, ce cauți cu el? Guriță, nu e ceea ce pare. Nu e ceea ce pare. Ce faci aici? Uite-ți dreanța. Ce vlog, mă, tu faci vlog cu alții? El face vlog cu mine. Adu că mergem acasă, adu bani. Mi-a dat bani, mi-a dat bani. Dar uitați-l pe ăsta ce mândrea de el.
E pentru voi, fratele meu. Am aflat de da. Dar să știi că mi-a zis, o să zic pe față, din nosfiu nasol. Mi-a zis că îi place mai mult decât mine. Dai! Guriță, nu l-ascultă. Ăsta deși atent, ăsta l-a concediat Shelly. Ridici acum aștept ce acasă. Deci l-a concediat Shelly. Shelly în primul rând nu m-a concediat ca idee, gen. L-a concediat Shelly și îmi bagă strâmbe. Shelly pur și simplu m-a lăsat liber, frate, să-mi fac viața. Chat, eu cred că ar trebui să mă lua Shelly, da? Să le arăt eu de fapt ce înseamnă să fii zdreanță. Să-mi zici datele firmei să-ți trimit factura, David, da? Auzi, tot plătit. Nu mă plătește bisoi, te-am mințit. Băi, nu-l crede. Adică? Să nu-l crede pe nu-l el? Nu-l crede pe el. Cum să nu crede? Te-a sunat de două ori aici că ești în pat. E un mincinos. E un mincinos? Îți arăt mesaje, frate. Arată mesaje. Îți arăt. Uite, fiți atenți, fiți atenți. Sunt fabricate, sunt făcute cu ei pe ChatGPT. Nu, că ți-arăt pe WhatsApp direct unde e encrypted. Vezi să-ți iei cardurile de la cameră. Ai plecat? Unde pleci? Vino, ia-mă. Nu e adevărat, nu e ceea ce pare. Fratele meu, ăsta e tovarășul tău. Tovarășii, cum ți faci așa ți alegi? Bagă strâmbe. Bagă strâmbe. Bagă strâmbe. Aoleu, ai grijă cu el. Pă cine credeți, mă, lăsați în comentarii. Pă cine credeți, mă? Cine credeți? Pă strâmbe pe amândoi acum? Băi, dar n-ai de ce să faci așa. Da, ia vino mă încoace. Băi, n-ai de ce. Mănânci, a? Mănânci. Mi-a făcut mica. Dar nu ești urât. Îți place de el acum, a? Îți place de el? Îți place. Dai-mă, dai! Ial, du-te! Moșul meu, dacă ai ajuns la finalul clipului, vezi că în descriere ai canalul de reacții. Dă-i acolo subscribe ca să începem reacțiile astea și să râdem pe bune mai mult. Pe mine și Gami s-a terminat tot ce a fost. Indiferent, eu nu pot să accept așa ceva. Ce să zic, nu uitați să dați un like, subscribe și lăsați în comentarii de partea cui sunteți. Vă iubesc!